Sunt doar sugestii calde. Aveți întreaga libertate de a da curs sau nu unor sugestii. Dar în mod categoric, tapasul purifică ființa, înalță, elevează, transformă, alchimizează. Și fixează în ființa noastră putere. Ne aflăm în orizontul specific. Vorbim de cum putem structura această energie a focului, a voinței, a miezului de putere care să radieze mereu și mereu. Dacă cu privire la aceste aspecte dumneavoastră aveți anumite întrebări. Putem să considerăm, de exemplu, tapas, spunând că de acum încolo fac sau nu fac o ceva. E să nu am limita. Da, deci se pot depune, se poate integra ca intenție fermă, de acum înainte nu mai mănânc carne și gata. Ăsta este tapasul, e o formă de așez. Da. Dar veți remarca că dacă la început acest lucru implica un anumit gen de efort de a te abține, pentru că cei care mâncând carne erau prin prejur și savurau bucățica de carne în prezența și tu simțeai că explodezi, simțeai nevoia să ieși afară pentru că nu rezistai. În acel moment tu reziști, faci cu greu față tentației. E, poți vorbi de faptul că în acel moment, iată, crește puterea voinței și a rezistenței. Da? Dar de la un anumit moment dat, când de fapt întreaga ta ființă este convinsă că, deci, carne nu are ce căuta în viața ta, nu mai simți niciun fel de, cum spun, rezistență la ceea ce se întâmplă. Ți este foarte ușor să rămâi și să petreci în prezența celor care poate mănâncă carne și tu să mănânci farfuria ta de boabă. Nu o să fie și nu o să simt. Deci nu o să mai poți spune că este aceeași forță a ta. Este deja integrat, este deja realizat, deja s-a produs. Sigur, acum, în momentul în care peste 15 ani tu o să iei o bucată de carne și o să spui, aici am fost slab. Cum? De ce am făcut-o? Cum? Da, îți poți da seama că a avut tentația aceea peste 15 ani. S-a produs ceva, da. S-a produs. A ieșit din această formă de tapas. Dar dacă până la urmă tu remarci că este o normalitate, este un firesc al existenței care a dat la o parte ceea ce viciază ființa, deja este în regulă. Pentru unii, da, poate fi foarte dificil. Tapasul de zahăr. De ciocolată. E dificil de auzit, apoi... Tapa s-a ciocolată pe 3 luni. Tapa și la pești. Vedeți, fiecare avem micile puncte în care acolo să nu ne spună cineva ce să facem. Da? Exact în punctele alea ar trebui să depășiți puțin limita. Da? În punctele acelea. Nimeni nu vă spune gata, gata cu peștele definitiv, dar a reuși să înțelegi că poți să trăiești și fără pește, că gustul de pește nu este ceva care te condiționează atât de mult, de simți cu ei rasnă, este important. Și atunci, 3 luni de la pește va ajuta. De vedea că după aceea te apropii într-un anume mod și vei înțelege că, bun, se poate și fără, la o anumită fază. Mănânci o dură de pește. Sigur, tot ceea ce dumneavoastră credeți pe marginea unui tapas, că s-ar putea produce din perspectiva reactivității mentale, veți remarca că s-ar putea să nu fie așa. S-ar putea să constatați că un tapas bine susținut, un tapas bine integrat, ca intenție, cu această consacrare, cu o fermitate clară, s-ar putea să fie relativ ușor de ținut.
Și mai mult decât atât, vă sugerez să porniți din aproape în aproape. Și anume, nu vă dați un tapas pe care nu-l puteți duce, știind deja că, de exemplu, timpul nu vă permite. Nu că n-ați avea bună intenție, dar aveți deja 20 de ore acoperite. Da? Și mai trebuie să și dormiți. Da. Deci atunci, tot ce puteți să faceți este să adaptați ca perioadă de timp tapasul. Deci fiți realiști. Asta înseamnă să vă cunoașteți bine resursele. Nu vă întindeți mai mult decât puteți să duceți. În ideea că deodată ați putea realiza mari puteri, să știți că mulți au plecat. Și citind într-o carte despre un procedeu, l-au realizat ca ulterior acel procedeu neintegrat corespunzător să se întoarcă împotriva lor. Mulți au căutat puterile paranormale. Mulți au recurs la diferite forme de asceze aprice, mergând până la mortificări, până la violența asupra corpului lor fizic. Vedeți că undeva sunt încurcate borcanele. Deci nu prin această siluire, prin această violentare, prin această agresare. De fapt, tapasul cred că vrea să ne arate că avem control asupra noastră. Dacă avem. Că putem să avem control asupra noastră. Deci că putem să avem control și că acest control se poate extinde. Putem să ne obiectivăm resursele, le putem angrena liber, nu suntem dependenți de anumite tendințe exterioare sau, să zicem, elemente care să arate că numai așa se pot produce lucrurile în viața noastră. Deci noi suntem stăpânii noștri. Ca un suveran, deci ca un rege suveran, noi putem să ne impunem cum trăim în regatul nostru. Și sigur că veți vedea că aceasta implică conștiința unei anumite autorități pe care mintea noastră, psihicul nostru, sufletul nostru trebuie să și-o impună asupra ceea ce pare într-o fază de început, că i s-ar opune. Aceștia cine sunt? Simțurile, organele de simț, tendințele subconștiente. Mai știu eu mediul exterior cu tot ceea ce ne poate seduce. Și atunci, auzând de această autoritate suverană, care poate spune și stop, nu în direcția aceea, și da într-o altă direcție, sigur că uzăm de acest liber arbitru. Da. Dar vă spuneam încă o dată. Capacitatea de a îngrena un tapas și un act voluntar depinde de foc. Veți vedea că unele lucruri sunt spuse, sunt amintite și reamintite, dar punerea lor în practică, înțelegerea lor, chiar prin acțiune și manifestare, depinde de nivelul realizării acelui foc. Pentru că, vedeți, o ființă care nu are mai nimic în tolbă pe nivelul lui Manipura, n-are cum să-și asume astfel de acțiuni. Nu ar înțelege nici măcar acțiunea pentru care ar trebui să depună o asceză, să depună un efort. Dar, ca și căutător spiritual, aș vrea să înțelegeți că exact această asumare fermă, în ciuda tuturor obstacolelor, produce acel foc. Nu-l avem, dar creăm condiția interioară de a se produce. Da? Și atunci ce facem? Zilnic înaintăm puțin. Zilnic înaintăm puțin. Zilnic înaintăm puțin. Nu știm cum. Cum va crește această energie pe Manipura? Nu știm cum. Dar zilnic acționăm. Zilnic acționăm. Zilnic acționăm. De-aia se și spune, bate fierul cât este cald. Ce înseamnă? Că fierul acela ajunge într-o anumită stare prin care, deși este dur,
el ajunge într-o condiție în care este moale și atunci tu acționezi. Atunci tu transformi fierul acela care a devenit moale, pentru că ai bătut de nenumărate ori în el, el a fost cald, s-a încălzit, poate a fost chiar supus anterior la căldură și acum, ca un fierar iscusit, dai în el, dai în el, dai în el, continuu cât este cald. Pentru că după aceea el se răcește. El se va răci în condiția în care l-ai adus tu. Deci, în viața noastră, trebuie să urmărim să rămânem mereu la cald. Asta implică mereu acel foc al sufletului, acea ardoare, acea pasiune bine orientată, acel efort conștient. Da? Aveți curajul de a vă lansa într-o acțiune pe termen lung, sau puțin mai lung decât altă dată, da? Care implică efort conștient. Faceți un tapas de tip compasiv. În fiecare zi, luați un măr și dăruiți-l unui vecin, oricare ar fi, sau unui om pe stradă. Dacă sunteți bărbat, puteți face un tapas de apreciere și de luare, de respectare a naturii umane. Cumpărați în fiecare zi o floare și dăruiți-o unei femei. Veți remarca ceva miraculos care se produce. De la șuturi în fund pe stradă, pe care va trebui să le treceți și să vă gândiți, oare cu ce greșesc? Tapasul meu este nobil, este elevat, este pur. La urmă, ce fac? Dărui, încerc să dărui o floare. Din actul acesta mecanic pe care îl veți face ca tapas, el se va transforma la un moment dat în a ști cum să oferi pentru a nu mai fi refuzat niciodată. Chiar și la prima vedere. Și atunci ați vedea seama că ai atras atenția. În faza în care vei angâna acest tapas de a da o floare unei femei pe stradă, la început vei simți că ești neacoperit, parcă te îndoiești că ar putea duce undeva acest tapas. Unde ar putea să ducă? Ce o să zică femeile aia despre mine? Da? Pornești cu potit? Eu am pățit, de exemplu, acum de Paște, am fost invitată la niște prietene de ale mele care au o mamă de 84 de ani și care, mă rog, a făcut de mâncare și nu, dacă tanti Elena știa că eu nu le am cu alcoolul, deci nu le am, nu m-a servit. Dar când a ajuns la masă, mi-a pus de mâncare și eu zic la un moment dat, dar ce e Luci, tu mănânci numai salată? Ai venit aici numai să mănânci numai salată? Dacă nu mă, dar ce, nu-ți place mâncarea mea? Dar cum, că nu știu ce? Da. Știți, am avut așa o compasiune. Fetele, prietenele mele știau că eu am început să mai mănânc carne. Și nu puteau să-i spună doamnei în vârstă, tanti Elena, că știi că Luci nu mă, dar fi înțeles. Da. Atâta m-a frecat, atâta m-a nebunit, până la urmă am reușit să nu mănânc, dar știți că toată seara adică am simțit că a suferit și pe mine m-a durut în lucrul ăsta. Dar haideți să vă explic unde a fost mica eroare. Doriți să vă spun unde a fost mica eroare? Deci, în acea situație, știind că la masă puteați părea ca făcând notă discordantă prin faptul că alegeați felurile de mâncare, numai salata, fără carne, știind că urma să se producă acest lucru, știind că sunt mai mulți oameni, știind că cineva a gătit pentru ceilalți, știind toate aceste lucruri, și că ea a făcut această ofrandă de Paște, a adunat oameni acolo, știind toate aceste lucruri, ceea ce denotă și o anumită trăire anticipativă a impactului pe care dumneavoastră urma să-l aveți în acel context. Deci știind toate aceste lucruri, dar se vede că nu le-ați integrat, urma să faceți, să procedați după cum urmează. O luați pe tanti de mână înainte de a se servi masa, ținând-o de mână, cu mâna ei, mâna dumneavoastră aici la piept, vă uitați în ochii și spuneți, știu că ai muncit foarte mult pentru noi, pentru a ne da de mâncare. Și... Dar vreau să spun un lucru. Uite, eu de o perioadă de timp am început să țin post, nu mai mănânc carne și mă simt atât de bine. Astăzi nu o să pot să mănânc carne. Te rog, susține-mă în chestia aceasta, să nu fie așa, să pară că e... Da? O să mănânc puțină salată și ce mai îmi pui tu. Și o să-l dai frumos pe obraz. Îți spun
dacă ai fi anticipat în felul acesta, ea ar fi înțeles. Așa ai riscat reactivitatea, rezistența la gestul tău, la atitudinea ta, care poate nici n-a fost bineînțeles. Nimeni nu te poate apăra pe tine. De ce ar fi trebuit să spună ceilalți despre tine care știau că tu nu mai mănânci carne? De ce ar fi trebuit ei să intervină? Nici n-au făcut-o de altfel. Deci, noi, prin felul în care trăim, trebuie să ne dăm seama că permanent impactăm cu cei din jurul nostru. Știind și reacțiile lor, pentru că este clar și foarte ușor să le înțelegem. Este foarte ușor să ne dăm seama că ar putea să privească altfel lucrurile. Atunci acționăm adecvat. Și chiar compensator. Ați fi putut face de acel om, un om care întotdeauna când veniți la ea, ți-am pregătit salata favorită, vino aici cu mine, noi mâncăm împreună. Deci se poate ajunge în punctul acela în care chiar să vă ajute, să vă susțină și să păstreze secretul postului dumneavoastră. Că nici nu trebuie să ne etalăm acum că suntem noi, numai noi cei care ne purificăm. Cred că aș fi făcut-o, că aveau 34 de ani, fost biochimist și tot încerca să-mi explice că în carne sunt anumite substanțe pe care le învățați în facultate și că de-aia sunt așa slăbuță și... așa... Da, deci a avut tot felul de argumente și... Da, dar ea s-a comportat firesc pe nivelul acela. Da. Din perspectiva noului nivel la care dumneavoastră accedați, nu v-ați comportat. Da, asta ar fi trebuit să o fac și cu ceilalți prieteni, inclusiv cu sora mea care de câte ori mă duc acasă. Eu vreau să vă spun că va trebui să faceți acest lucru, să aveți această nonșalanță, a vă arăta așa cum sunteți, pentru că nu este nici o crimă să alegi și să spui ce ai ales. Avem dreptul așa ceva? Da, te rog. Când am fost însărcinată, bineînțeles că nu am mâncat carne. Nu s-a întâmplat nimic copiilor cu tot ce spune de conține carnea. Și la un moment dat, soțul meu spunea o să faci doi handicapați. Și este responsabilitatea ta. Și asta e responsabilitatea mea și eu decid. Deci nu mănânc carne, nici copiii nu au fost și sunt bine la și cu oameni sănătoși. Dar ai recunoscut o presiune a mediului. Da, am recunoscut o dată. Deci, vedeți, adeseori trecem prin aceste alegeri care unor implică și pe ceilalți. Dumneavoastră ați ales în numele copiilor, în numele sănătății copiilor într-un anume fel. Deci este o decizie complexă. Chestia asta cu proteinele conținute de carne este toată ziua, inclusiv pe media. Da, dar v-am spus, sunt foarte multe mituri care ar trebui desfințate legate de povestea asta cu proteinele. Deci, eu nu vreau să mai dezbat acum acest subiect. Totuși, revenind la faptul că adeseori avem de făcut față diferitelor sugestii ale mediului, sugestii foarte puternice, care beneficiază de încărcătura subconștientului colectiv. Da? Pentru că în momentul în care te bate la cap mass media asta, televizorul ăsta, și depinde cât de des te întâlnești. De exemplu, începi să te îndoiești că alegerile tale sunt bune. Dar începi să te îndoiești. Nu, nu m-am îndoit, dar doamna, de exemplu, a trăit cu acele persoane mult mai des cum ar fi, pe când eu, de exemplu, îi întâlnesc o dată la două luni, la trei luni și toți au alte moduri de a se hrăni și eu ies, ar trebui, cum spune, să mă duc la cu fiecare, să stau, să... ceea ce nu știu... Bine, nici nu trebuie explicat prea mult, dar în orice caz, o atitudine fermă de a adică vă prezenta așa cum sunteți. Adică pentru ei mâncarea e lucru suprem, nu știu, așa e la român, când intră cineva în casă, da, primul da, lucru de mâncare. Deci nu poate să-și arată fie că nu poți, fie că nu poți, pur și simplu. Și în general nu e în această mâncăcioasă. Dacă nu mănânci, dar ce-i cu tine, ești bolnavă. De acolo, e singură, nu mai mănânci și din vorbă în vorbă, eu nu mai fac față, nu știu. Dar trebuie să ne spui, e alegerea ta, adică și eu am fost confundată cu... Tot vai de mine, dar o să mor de foame. Nu, dar e alegerea mea.
dacă eu așa vreau și eu așa am hotărât, n-are nimeni să spună ce să nu vreau să văd că eu nu reușesc să... Și, și chiar mai pe tot, nu? Pe tot! Să ținem o dată! Îi dau un sugestie frumoasă. Și cu dușurile... Poți să le spui așa, bucurați-vă că sunt aici și vorbesc cu voi. Așa. Pentru că dacă mă mai bateți la cap, data viitoare o să vin și nici nu o să vorbesc. Așa să mai înțelegeți nimic. Nu cumva, de exemplu, dacă vin nepoții la mine în vacanță sau după două luni vin așa și eu le fac de mâncare, că ei mănâncă carne și eu m-am pus să mănânc babe. Iar am avut, dar ce faci, zice, tu... Dacă le faci de mâncare o dată, fără carne. Exact, și chiar de două, și chiar de 10 ori. Nu mor de foame dacă nu mănâncă. Asta este, aveți mai mult curaj în a propune Universului altceva. Dacă nu le faci cu carne, zice că e obiectă. Dar să zică ceva! Dacă sunt la deastră acasă, mănâncă ce le puneți pe masă. Dacă nu le cumpi, îți gândesc mâncă la noi. Deci noi avem un anumit mod de a gândi și un anumit mod de a vedea lucrurile. Sunt foarte mulți care nu văd așa și atunci în postură, fie de gazdă, fie de musafir, ai o stare de frustrare și de durere sufletească, că... Poate că nu știi cum zice domnul profesor, nu știi ce să le explici, nu știi cum să iei. Deci e o stare de frustrare, eu asta am simțit. De-aia zic că atunci când ești singur sau cu familia și ai un anumit comportament pe care ți l-ai însușit și ți l înșușești și cei din jur, este ok. În momentul în care ești de unul singur, par căzut din pom și poate nu găsești resursele să... Da, dacă ești hotărât, atunci poți. Da, da. Spui. O să vedeți că cu cât... Da, de vechimea pe cea care nu mi-a mergit. Atenție! Așa au zis, zice, voi la 6 de ani, e nebună, ce faci? De tine cât... de ce le spui că nu mănânci carne? A, nu, că nu le-a spus nimic, a spus că nu trebuie sau că se zătură, cum adică? Deci sunt niște de societate, cei din jur au un mod... Eu am avut experiența în care, în același lucru, după ce eu nu mâncam carne, am început să fie curioși, chiar să-mi ceară că ce mănânc eu, să zic, uite, că aș fără lucrurile, arată nu mai bine decât grătarul meu. Și data viitoare vreau și eu din asta, deci eu nu am trebuit din partea. Da, uite, vreau să spun că nu contează. Mă întâlneam cu oameni și odată la 6 luni. Pentru că ne-am pregătit ciupercuțe cu maioneză. Deci le-am spus odată și oamenii țin minte. Dar trebuie să ai mai multă încredere în ei. Și s-au obișnuit, dar restul... Eu cu mama mea m-am luptat 2 ani, că acum să mă aștepte cu 10 kg de mâncare fără carne. Dar 2 ani zi de zi mă sună, mă spune... Asta e o altă problemă. 10 fără carne. Asta pentru a compensa proteina și ce pune. Nu mănânci carne, da? 10 feluri ai. Acum mănânci ca pe 10. Poți să te înțelegi. Dar nu cumva reacția celor din jur ține de atitudinea noastră? Păi da, clar atitudinea noastră. Așa este. Dacă noi ne vedem că suntem separați și ceilalți gândesc deja altfel, clar vor gândi altfel și ne vor spune. Chiar este bine în acest sens să creați un câmp de înțelegere văzându-i pe ceilalți și capabili să vă integreze, să vă înțeleagă, să vă susțină. Pentru că, la urma urmei, noi, vedeți, suntem, noi nu putem să ne izolăm. Noi trebuie să ajungem din ce în ce mai mult să fim noi înșine așa cum aspirăm să fim. Deci nu trebuie să fie un fel de, să zicem așa, într-un fel gândesc și reprezint lucrurile pentru mine, dar altfel trebuie să mă comport și să fac când sunt alții, mediul exterior. Pentru că în felul acesta noi întreținem o dualitate, un fel de separare între noi, ce bine ne-ar fi nouă dacă n-am avea de explicat atâtea lucruri pentru a înțelege și ei ăștia care au viziunile astea așa îndărădnice. Vezi? Prin însăși felul în care reprezentăm relațiile noastre, noi deschidem și îi integrăm pe ei în ființa noastră sau menținem nivelul separării. Aveți mai mult curaj, nu fie teamă să vă arătați așa cum sunteți,
explicitați-vă pentru ca ei, eventual, să nu meargă prin supozițiile lor false, să creadă altceva, să ajungă să simte jigniți, poate cum o fac de obicei. Învățați să anticipați reacții. Puneți-vă în situația lor și ați vedea că dacă acest lucru vi s-ar fi întâmplat dumneavoastră acum 3 ani sau 4 ani, ați fi reacționat la fel. Oare de ce nu mănânc ăsta de la mine? I-am făcut tot ce a fost mai bun. De ce refuză? De ce de la o parte? La fel ați făcut și dumneavoastră. Și tocmai pentru că ați produs o modificare, acum aveți puterea să vă puneți și în situația lor. Și să-i vedeți capabili să înțeleagă dacă vă expuneți așa cum sunteți. Limpede, clar, precis, cu multă umilință și modestie. Și vă spun că nu veți mai întâmpina atâtea rezistențe din partea mediului și a celor